Suntem duminică, în a 17-a zi de război și putem analiza ultima săptămână de pe Wall Street. Așa cum remarcați, m-am întors în București. Drept urmare, săptămâna viitoare vom avea reuniunea Fedului. Nici o surpriză, dobânzile vor fi ridicate pentru prima oară cu 0,25%. Nu se va întâmpla nici să le ridice mai mult, nici să nu le ridice. Ceea ce în schimb așteaptă toată lumea de la reuniunea Fedului este evident statementul. Evident avem nevoie de un statement care să ne spună că Federal Reserve va mări de fiecare dată cu 0,25, dar nu cu mai mult. Nu știu ce va spune domnul Paul în acel statement și nu intuiesc nici măcar ce ar putea spune la conferința de presă. Cert e că dacă presiunea inflaționistă era mare până acum o lună, de când cu războiul din Ucraina, presiunea inflaționistă s-a dublat. Așa că să nu ne mire că viitoarele cifre cu inflația, mai ales Consumer Price Index, să fie în jur de 9%, dacă nu cumva cu două cifre. La fel la europeni. Există un risc enorm de inflație galopantă. Doamna Lagarde spunea la începutul anului că nici gând de ridicare de dobânzi, ba mai mult, Banca Centrală Europeană va continua să tipărească bani, adică ce celebru E, eh, Nu știu dacă doamna Cristina Lagarde își mai poate permite așa ceva, dacă vrea să combată inflația. Sau poate pentru a ajuta economiile veste europene în criză, nu s-a apucat să tipărească și mai mult. Și dacă cumva s-a apucat să tipărească și mai mult, euro are toate șansele să ajungă la paritate cu dolarul. Că de franc nu mai vorbim, a ajuns deja la paritate, câteva ore a fost chiar mai slab decât francul și s-ar putea într-o lună, două, francul să-l depășească serios. În piața de acțiuni au fost câteva vești bune, respectiv că ucrainienii rezistă și că forțele rusești au mari probleme, după care în weekendul ăsta se pare că rușii atacă și continuă să atace destul de insistent, mai ales Kiev. Dacă Kiev va cădea, scăderea acțiunilor va continua. Oricum, reboundul tehnic spectaculos de 6% pe care l-au avut acțiunile europene, mai ales joi, s-a calmat vineri și sigur vom avea luni o deschidere pe minus pentru că New york după ce a deschis pe plus aproape 1%, a închis pe minus 2%. Ce aș putea spune despre investiții? Aurul este foarte interesant. Vinerea a atins și 1960, 1960, 1970. Este un uh, suport foarte bun unde se poate cumpăra pentru că vom vedea din nou celebrul 2075. Au vândut pe confirmarea zborului, dar aurul, pe termen lung, va continua în același sistem de roller coaster, sus, jos, sus 5%, jos 3%, iar sus 5%, iar jos 3%. Deci încetul cu încetul va acumula câte 2-3% lună de lună, dacă nu și mai mult. Și dacă va rupe serios bara de 2000 și va trece de 2075, unde a mai fost odată cu 2 ani, în 2020, S-ar putea să vedem repede 2200-2300. Și de acolo greu de știut unde se va opri. Dar până una alta nu avem știrile despre inflație, creșterea spectaculoasă a prețurilor la combustibil, la încălzire, la gaz, la petrol și așa mai departe, la materii prime, nu s-a văzut încă în economia mare, deși prețul grâului a atins la un moment dat 1300 de cenți, pentru suta de bușeli, trebuie să vă spun că nu putem să spunem că s-au scumpit spaghetele, dar la o lună, două, deja lucrurile astea se vor vedea. Se va vedea și o așezare a prețului benzinei la pompă, care pe semne va rămâne nu peste 2 euro litru, dar în jur de 1,92, cam peste tot în lume. Și ne vom obișnui că benzina nu mai costă un euro și ceva în Europa, ci 2 euro și ceva. Și aici vom rămâne pe semne multă vreme. Pentru că dacă e să analizăm la rece, care ar fi șansele ca acest conflict din Ucraina să se încheie? Păi nu prea există nicio șansă. Dacă există cumva șansa ca Ucraina și asta și cea mai mare ucrainienii să piardă și să cedeze orașele mari, Rusia, odată ce va ocupa Ucraina, va avea de suportat nu sancțiuni, ci efectiv o izolare economică generală. Și după șase luni, opt luni, va avea de suferit. Ca să se retragă Putin și să-și ceară scuze, nu se mai poate. Pe de altă parte, Ucrainienii nu se vor lăsa ocupați nici atunci când armata lor va depune armele. Eu prevăd un război lung, foarte lung. Un război care s-ar putea termina în lupte de gherilă, în lupte de stradă. Dacă mulți spun că atunci când România ar fi atacată, Doamne ferește, toți am fugit, trebuie să vă gândiți la un lucru. Poate, într-o primă fază, toți am fugit. Dar după ce pierzi un copil, după ce îți distrug casa și agoniseala, începi să nu mai gândești logic. Și atunci dorința de răzburare, ura, ne face pe toți să reacționăm impulsiv. Va aș însă să reacționați impulsiv doar dacă țara noastră este atacată. Nu și dacă prețul benzinei e atacat sau prețul euro-leu e atacat, pentru a nu mai crea panică nici la benzinării, nici la casele de schimb, nici până supermarketuri. Veți ajunge să cumpărați pe semne și carnea de miel cu un preț exorbitant, veți ajunge să cumpărați și spaghetele cu un preț exorbitant și pâinea, pentru că, evident, toate se vor scumpi. Dar faptul că se vor scumpi nu e că puteți să vă faceți o provizie de două tonă de grâu în cămară. Deci, produsele din România nu vor dispare ușor, România va fi bine aprovizionată și nu văd în acest moment nici cea mai mică șansă să intrăm în acest conflict. Pe de altă parte, ar fi bine să ne pregătim, mai ales psihic, de un război la granița noastră care să dureze ani, nu zile, nu săptămâni, nu luni. Ceea ce nu va fi prea frumos, mai ales că avem o graniță cu Ucraina destul de mare. Pe de altă parte, scumpirea produselor petroliere ne va afecta pe toți, și în vest, și în est. Și nu încercați să dați vina acum pe guvernanți, pentru că, efectiv, în cazul ăsta, nu cred că au nici cea mai mică vină. Dacă au vină că nu au fost suficient de inteligenți să pregătească țara pentru astfel de momente, gândiți-vă că la noi nu au fost suficient de inteligenți să pregătească țara nici măcar pentru prezent și voi le cere să fi pregătit țara pentru viitor? Nu se poate. Deci, haideți să ne păstrăm calmul, să vedem cum ne protejăm de inflație. Evident că într-o primă fază, așa cum v-a spus lumea, cumpără case, terenuri și a început ușor, ușor să cumpere aur. Aveți grijă și cu criptomonedele pentru că ați văzut ce s-a întâmplat. Domnul Biden a spus că se gândește să reglementeze criptomonedele, știre deloc bună, și în plus se gândește să creeze o criptomonedă legată de dolar și toată lumea a înțeles cu totul altceva. Că o să cumpere Federal Reserve de toți banii Bitcoin. S-a dus Bitcoinul spectaculos 10%. Așa că a atins 44.000, după care ieri a căzut 7% și pe semne până luni să va întoarce de unde a plecat. Toate mișcările astea speculative nu sunt nici măcar pentru investitorii profesioniști lucruri atât de bune. Aveți nevoie de o experiență extraordinară, trebuie să fi pierdut mulți bani ca să puteți să vă amestecați într-un moment de volatilitate maximă. Deci cel mai bine este să nu faceți nimic. Protejați-vă pe chestii de lungă durată. Dacă vă cumpărați aur, nu va apuca să-l și să-l cumpărați de 10 ori, cumpărați-l și țineți-l 2-3 ani, cu riscul a câștiga sau de a pierde, dar sigur veți pierde dacă veți face cumpărări-vânzări în fiecare zi. La fel și cu schimburile valutare. Toată lumea spune ce fac cu economiile mele. Păi, în primul rând, depinde cât sunt economiile dumneavoastră. Că dacă aveți 50.000 de, de lei economii, țineți în lei, că nu e nicio problemă, îi vei cheltui aici în momentul în care veți avea nevoie de ei. Dacă vă gândiți că au o leu să vină rușii pentru peste noi și trebuie să fugim în Europa, țineți în euro. Dacă aveți 500 de mii de lei, atunci lucrurile se schimbă și puteți să investiți în dolari sau franci sau aur. Altfel, nu încercați cu 2, 3, 5 mii de euro economii să faceți speculații. Că 90% din cazuri rămâneți cu mai puțin. Chiar dacă nimeriți speculațiile. Nu uitați că la orice cumpărare și vânzare plătiți comisioane. Nu uitați că de multe ori nu știți, alegeți bine momentul și le cumpărați ori prea devreme, ori le vindeți prea târziu, ori le vindeți prea devreme, ori le cumpărați prea târziu. Deci, Prudența și răbdarea este cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau. Prudență, răbdare, ascultați știri de peste tot, nu numai de la televizor, citiți ziare și site-uri internaționale cunoscute, și dacă mai vă rămân două-trei minute, uitați-vă și pe canalul meu de YouTube. Feed your greed. Asta doar dacă mai aveți 2-3 minute în plus. Pe săptămâna viitoare.